Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, dragii mei! Și mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, să vă dea Domnul și vouă înzecit ce îmi doriți mie. Așa, alegeți-vă ceașca, numărul 1 sau numărul 2, un ochi sau doi, doriți, puteți să alegeți și pe amândouă, nu? La dorința dumneavoastră, nu importă cum doriți, așa vă alegeți. Și vom deschide de pe 30 mai până pe 3 iunie să vedem ce ne va spune ceștele noastre. Așa, scumpii mei, vreau să vă mulțumesc pentru toți, pentru mesajele frumoase și bine ați venit la toată lumea, la cei care sunteți noi și încă nu știți. Să știți că când o să-mi auziți vocea, o să aveți simptome. Energia o să pătrundă în corpul vostru și se va lupta cu energiile voastre, să știți asta. După ce am să vă deschid în cește, am să vă dau talismanul pentru a avea liniște în casă, dragii mei, că mulți mă scriți că nu aveți liniște în casă, că mereu aveți certuri, nu vă înțelegeți cu soțul sau cu copiii și mereu trăiți în certuri. Am să vă dau acel talisman și după ce o să scriți, eu am făcut unul cu negru ca să vedeți mai bine, pentru că cu galben se vede greu, voi veți face cu carioca galbenă sau cu creion galben, dragii mei, să știți, doar cu galben faceți acel talisman, pentru că culoarea galbenă atrage liniște, atrage iubire, atrage pacea în casa voastră, să știți, dragii mei. După ce am să vă deschid, am să vă dau, să dea Domnul să fie totul bine. Haideți să deschidem și să vedem ce ne va spune ceștele noastre de pe 30 mai până pe 3 iunie. Cred că v-ați ales. Să vedem prima ceașcă ce o să ne spună. Și apoi vom trece la ceașca numărul 2 și vom vedea așa ce va fi. Veți avea lacrimi de bucurie, dragii mei, că se revarsă lacrimi de bucurie. Veți avea, asta va fi lacrimile de bucurie în afara casei voastre. Să știți că de undeva poate să primiți o veste foarte bună și o să vărsați lacrimi de bucurie. Sau să se întâmple ceva frumos în viața voastră și o să vărsați lacrimi de bucurie pentru că s-au revărsat în afara ceștei lacrimile, să știți asta. Ce mai este aici? Aici văd că cineva din voi doriți să aveți copii, dragii mei, și cred că sunteți într-o, cum să zic, vindecare pentru a avea copil. Să știți că până la urmă o să aveți acel copil, dragii mei. Uitați-vă, acel copil și aici, rahimul vostru, cum se mai zice, nu știu cum se zice în limba română, dar aici este acel prunc în pântecul vostru. Să știți că de mult timp doriți să aveți copii, dar să știți că până la urmă o să reușiți și veți avea acel prunc, acel copil în casa voastră, o să intre, dragii mei. Aici văd că prin telefon, dragii mei, vă vin multe vești sau cineva vă amenință prin telefon, cei care sunteți în zodia rac. Trăiți niște neînțelegeri, poate că și primiți niște telefoane sau veți primi niște telefoane care vă amenință. De tot timpul când vă sună telefonul, vă este frică să deschideți acel telefon, nu știu ce aveți, dar sunteți într-o așa neliniște în timpul acesta sau o să fiți, dragii mei, acei care sunteți în zodia rac, uitați-vă și aici a ieșit ce bine zodia rac a ieșit, vedeți? Racul și acel telefon. Toată vremea aveți așa niște frică, aveți o frică când vă sună telefonul și nu știu ce aveți, dar cineva de parcă vă amenință, cineva de parcă toată vremea vă sună și nu vă dă liniște prin telefon, dar să știți că, cum am zis, nu știu ce aveți acum în timpul acesta sau poate că să aveți cei care sunteți în zodia rac, toată vremea, cum am zis, aveți, dar să știți că aceste telefoane, să știți că o să se termine cu rău, că aici văd și un cuțit, Doamne ferește, să nu fie așa, dar văd că, într-adevăr, cei care sunteți cu zodia rac, în zodia rac, sunteți, într-adevăr, într-o perioadă foarte grea, bărbat, femeie, nu importă, fiți atenți, pentru că, într-adevăr, poate că cineva să vă înjunghie pe la spate, nu că să vă înjunghie, într-adevăr, cu cuțituri, dar să vă mintă sau să vă poarte ceva, o să aveți sau veți avea așa neînțelegeri printr-un telefon, să știți, dragii mei, cei care sunteți în zodia rac, fiți atenți, dragii mei. Să vedem ce mai este aici, văd,
o dușmancă, dragii mei, să știți că această dușmancă deja se gândește să vă lese în pace, pentru că voi sunteți deja fericiți în familia voastră sau o să fiți fericiți în familia voastră, pentru că toată familia stați la o masă fericiți, dar această dușmancă din gura ei, știți cum scoate, cum să zic, balaurul, foc din gură, așa scoate dușmanul vostru foc din gură, să știți, îi pare foarte rău, îi este ciudă pe voi că voi sunteți fericiți, dar voi mergeți mai departe că tot voi o să fiți fericiți, dar acea dușmancă o să împrăștie, dar mult foc o să împrăștie ea, doar o să rămâie cu focul împrăștiat, dar voi tot o să rămâneți voi fericiți, pentru că într-adevăr vă văd cu familia toți împreună fericiți. Uitați-vă, aici sunteți cu familia, acea dușmancă care scoate din gură foc și pară și este ciudă că voi sunteți fericiți, dar stați liniștiți că tot voi o să învingeți, tot voi vă uitați la drumul vostru și tot voi o să fiți fericiți. Aici văd o lalea, dragii mei. Vreau să vă zic la cei care sunteți văduvi sau care nu sunteți căsătoriți. Vreau să vă zic că în scurt timp o să vă găsiți și voi perechea potrivită. O să vă găsiți și voi un iubit sau un partener, să știți, pentru că aici acea lalea este deja deschisă și această lălea vă arată că o să aveți și voi noroc în dragoste. Cei care sunteți văduvi și care nu sunteți căsătoriți, care nu aveți pereche, care toată vremea ziceți că eu nu am noroc în dragoste, stai liniștită că vei avea și tu noroc în dragoste. Poate că nu acum, dar mai târziu, dar vei avea și tu noroc în dragoste și vei găsi și tu perechea ta potrivită. Pentru că, cum am zis, niciodată să nu vă gândiți doar negru. Dacă veți gândi mereu la așa, întunecat, mereu veți gândi la, nu veți gândi pozitiv și veți gândi toată vremea că nu mai muncesc, că nu am noroc, nu mai fac așa, că nu am noroc. Dacă veți face asta, sigur că nu veți avea noroc, și dar trebuie mereu să gândești pozitiv. Eu am să o reușesc, eu am să fac și eu am să am toată vremea, să ziceți așa, și o să vedeți că și voi o să aveți noroc și liniște, pentru că, cum am zis, să nu vă gândiți toată vremea doar la negativ. Mai gândiți-vă, dragii mei, pozitiv, pozitiv, pozitiv. Dacă veți gândea pozitiv, o să, cum să zic, o să stricați toate pietrele din calea voastră și o să reușiți totul. Aici văd mulți pești. Cei care sunteți cu litera C, L, M, V și S, spre voi să știți că vin bani. Dacă nu aveți de muncă, puteți să vă găsiți de muncă. Pentru că lângă aceste litere plutesc pești, dragii mei, plutesc bani, plutește noroc, să știți. Aceste litere care sunteți, într-adevăr, veți intra într-o perioadă norocoasă. Poate că pentru voi în luna iunie să fie mai norocoasă decât în lunile trecute. La mulți din voi să știți că multe săgeți sunt aici. Veți avea brusc schimbări în viața voastră. Brusc veți avea, poate că să mulți vă gândiți să vă schimbați locul de muncă sau să treceți într-o altă casă sau ceva schimbări doriți în viața voastră și să știți că o să o reușiți, pentru că aceste săgeți se uită așa, sunt în sus, să știți că asta înseamnă schimbări în viața voastră și aceste schimbări o să fie pe neprins de veste, că nici vouă nu o să vă vină a crede ce repejor și ce bine s-a schimbat viața voastră spre bine, nu spre rău. Să știți, dragii mei, viața voastră o să se schimbe spre bine. Vreau să vă zic că în luna iunie la mulți o să vă strălucească steaua, dragii mei, pentru că aici văd steaua aprinsă și o să aveți mai multă energie. Care v-ați ales prima ceașcă? O să fiți mai energici, o să fiți așa cu mintea mai limpede decât în trecut. Luna aceasta o să vă strălucească steaua voastră, o să se deschidă steaua voastră. Să știți că aici, într-adevăr, vă văd fericiți, dușmanii îi dați la o parte, că aici este o pisică la picioarele voastre și îi dați cu piciorul la acest dușman și voi mergeți mai departe, să știți. Într-adevăr, intrați într-o perioadă că nu veți pune nimica în cap, nu veți trage atenție la nimica. O să fiți așa puțin mai nepăsători. În trecut, toată vremea v-a păsat, v-ați pus în cap, toată vremea v-ați gândit, ați suferit, ați, cum să zic, v-ați întristat, dar intrați într-o perioadă că o să lăsați totul baltă.
nu o să puneți nimica în cap și o să fiți mai energici, o să fiți mai legați de viața voastră și o să fiți mai fericiți decât în trecut, pentru că aici steaua voastră strălucește, steaua voastră va fi luminoasă în timpul următor, să știți asta. Dar aici văd și bârfe, dragii mei, într-adevăr sunteți foarte bârfiți. De ce sunteți bârfiți? Cum v-am zis, v-am mai zis și vă mai spun. Nu vă suportă dușmanii. Nu vă suportă pentru că fie la locul de muncă, fie acasă, fie în mahala voastră, nu vă suportă. Pentru că, cum am zis, voi toată vremea sunteți mai sus decât dușmanii voștri. Dușmanii voștri, cât se chinuie, nici de cum nu poate să ajungă la nivelul vostru, de aia vă bârfește pe la spate. Știți cine? Cine bârfește? Cel care este gelos, cel care este ciudă bârfește oamenii. Dacă nu va fi așa o persoană cum geloasă, niciodată, din contra, o să fie bucuros că tu ești așa, că tu ai totul. Dar cei care sunt geloși toată vremea bârfesc, toată vremea așa jignesc, pentru că ei nu pot face ceea ce faci tu. De aia te bârfește pe la spate, lăsați-i să bârfească, că tot voi o să fiți în picioare și ei o să cadă la pământ, dragii mei, să știți. Așa, gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința ce ne va spune, să știți că greutățile pleacă de la voi, toate greutățile se duc, veți intra într-o perioadă mai luminoasă, dorințele voastre vor fi, dar cam greu, să știți, până când încă este în așteptare. Și uitați-vă, aici este un 3, dacă vedeți. Uitați-vă, când pui litera L, și dar s-a stricat acel 3, litera L, uitați-vă, aici sunt 2 de L. Să știți că, cum am zis, o să reușiți să intre în casa voastră liniște, lumină și fericire, dragii mei, să știți că, uitați-vă, toate greutățile pleacă și voi în casa voastră deja a început să lumineze soarele. Să știți, stați fără grijă că mulți scriți că de multe ori zici că mi iese soarele, dar unde este acel soare? Mai așteaptă, dragii mei, cu răbdarea treci și marea, dar cu răul nici pe răul, să știți astăzi, pentru că toată vremea când vei răbda, o să fie totul bine. Așa, vom trece la a doilea ceașcă, să vedem ce ne va spune a doua ceașcă pentru voi. Să dea Domnul să fie totul bine, să vedem, ce săgeată este aici. Cum să vă arăvedeți această săgeată? Și voi veți avea schimbări în viața voastră, veți avea așa ca un fulger schimbări în viața voastră, să știți, și totul va fi schimbări spre bine, pentru că, cum am zis, într-adevăr, poate fi dragoste, poate fi muncă, poate fi tot ce îți dorești. Vei avea brusc schimbare în viața ta. Vezi? Vedeți acea săgeată? Brusc. Și în fața voastră, uitați-vă, este lumină peste tot. Lumină. Să știți că intrați într-o perioadă mai luminoasă. O să intrați într-o perioadă mai norocoasă. O să intrați într-o perioadă că veți câștiga mai bine. Veți intra într-o perioadă că o să vă înțelegeți mai bine cu oamenii. O să intrați într-o perioadă că totul o să se schimbe, nici vouă nu o să vă vină a crede. Și în prima ceașcă a ieșit schimbări în viață și în a doilea ceașcă a ieșit schimbări în viața voastră, să știți, dragii mei. Pentru că asta v-am arătat și vouă această săgeată, veți avea și voi schimbări brusc în viața voastră. Aici văd o mașină, dragii mei. Această mașină se întoarce. Dar asta înseamnă că doriți să vindeți o mașină și nu reușiți acum să o vindeți. Dar până la urmă veți vinde acea mașină, pentru că în fața acestei mașini sunt și bani și acea, cum să zic, pungă cu bani. Veți reuși să vindeți. Dacă pleca în această parte, doriți să cumpărați, dar așa pleacă înapoi. Să știți că doriți să vindeți o mașină și acum nu reușiți să o vindeți, dar până la urmă o să vindeți acea mașină, stați liniștiți, că o să fie totul bine și o să luați suma necesară pe care o doriți voi, să știți. Aici văd litera U, litera S și litera N. Cei care sunteți cu U, S și N în nume sau prenume. Vreau să vă zic că aveți probleme cu ochii sau o să aveți probleme cu ochii, pentru că aici văd că
sunteți, o veți fi nevoiți să purtați ochelari, dragii mei, mai mult cu ochiul, cum să zic, cu ochiul stâng. Aveți probleme și cu acel ochi stâng, îmi cer scuze, cu ochiul drept. Ochiul stâng este cum sănătos, dar ochiul drept aveți probleme, pentru că, într-adevăr, veți fi nevoiți, pentru că o să poate că veți trece și printr-o operație la acel ochi, ca să, mai știu, poate că aveți catarac, mai știu, poate că aveți altceva. Să știți că o să fiți atenți, o să ajungeți la spital cu ochiul sau veți trece printr-o vindecare cu ochii, dragii mei, să știți asta. Pentru că aici așa mi se arată. Să vedem, aici văd o plută, dragii mei, această plută este, deja s-a deschis pânzele și să știți că vine spre voi într-adevăr un noroc, pentru că această plută este deasupra mării și plutește și vine spre voi norocul, cu tot cu noroc vine această plută, să știți, dragii mei, pentru că vine norocul spre voi, să știți cum am zis, așteptați și veți vedea, veți fi fericiți, pentru că această plută mai mult în dragoste vine noroc pentru voi, să știți, pentru că aici văd persoane fericite, dacă ați trăit ceartă cu soțul vostru sau cu partenerul vostru, să știți că o să trăiți o împăcare, o să vă împăcați înapoi, o să, dacă veți certat, mai știu eu, cu soțul, cum am zis, cu soțul, cu iubitul vostru sau cu sora voastră sau cu fratele vostru, să știți că aici văd o împăcare, văd o, înapoi văd o liniște, o îmbrățișare, să știți, pentru că asta mi se arată. Veți trăi o împăcare pe scurt ca să înțelegeți voi. Aici văd o cheie, dragii mei. Această cheie este o cheie de la casă. Cred că doriți să cumpărați o casă sau să vindeți o casă, dar, cum să zic, acum în pentru a cumpăra această casă sau pentru a vinde această casă, aveți puține blocaje, de parcă cineva vă împiedică să faceți acest lucru și chiar câteodată sunteți, cum să zic, odată vă gândiți că să iau sau să nu iau, sunteți așa multe semne, aveți multe semne de întrebare, aveți în capul vostru, dar aveți și piedici, dragii mei, să știți. Cineva vă împiedică să faceți acest lucru. Aceasta este o femeie. Să știți că poate să fie soacra voastră, poate să fie o femeie. Această femeie este din jurul vostru, să știți. Această femeie vă împiedică ca să nu puteți vinde această casă sau să cumpărați această casă, dar până la urmă să știți că această femeie o să se dea deoparte și o să reușiți să faceți lucrul vostru, să știți. Aici văd cifra 3, dragii mei, și cifra 4. Vreau să vă zic că pe data de 3 sau pe data de 4 sau 3 zile sau 4 zile, poate să fie și 4 săptămâni. Să știți că și vouă vă luminează steaua, și vouă, pentru că încă la voi steaua, în prima ceașcă a ieșit steaua mai sus, dar aici la voi este încă în fundul ceștei. Să știți că și pentru voi o să lumineze steaua, dar a mai rămas încă foarte puțin timp. Încă foarte puțin timp, pentru că această stea a început să se ridice, dar încă are piedici, să știți, dragii mei, pentru că, cum am zis, cineva vă blochează, cineva nu vă dă voie ca voi să ieșiți la suprafață, dar până la urmă o să reușiți, dragii mei, să știți. Cum am zis, cu răbdarea treci și marea, dar cu răul, nici pe răul de aia trebuie să fiți mai răbdători, să știți asta. Și aici văd, dragii mei, și la voi a ieșit foarte multe bârfe, foarte multe așa. De multe ori ați plâns din cauza bârfilor, pentru că de multe ori din cauza bârfilor ați avut certuri în casă cu soțul sau cu partenerul vostru. Toată vremea ați plâns pe nedreptate, dar până la urmă să știți că aceste bârfe o să iasă totul adevărul la suprafață și voi o să vă liniștiți, dar până atunci nu vă puteți găsi liniștea, pentru că din cauza acestor bârfe aveți certuri în casă, să știți, dragii mei. Cum am zis, până la urmă o să iasă tot adevărul la suprafață și tot voi o să fiți fericiți, scumpii mei, să știți asta. În afară de asta, să știți că va fi totul bine, scumpii mei. Într-adevăr, veți avea și voi schimbări în viață, veți avea și voi bine în viață. Să nu credeți că totul va fi pe culoare neagră, dragii mei, să știți asta.
Gândiți-vă la o dorință. Să vedem dorința. Ce ne va spune? Și la voi pleacă toate greutățile din casă, să știți. Încă și la voi dorința este încă în așteptare. În ultimul timp dorințele nu se împlinesc, dar nu știu de ce. Sunt în așteptare încă. Uitați-vă ce mână este, dragii mei, vedeți? Așa o mână este. Să știți că în casa voastră o să intre iubire, fericire și pace. O să intre mâna Maica Domnului în casa voastră și o să vă aducă liniște și bucurie în casa voastră, să știți. Pentru că, cum vedeți, este o mână, dacă vedeți. Și acea mână este albă, acea mână vă dă toate greutățile de o parte și în casa voastră va intra iubire, fericire și liniște. Să știți că asta este mâna Maica Domnului, să știți, dragii mei, cu ajutorul Maicii Domnului o să intre fericire, iubire în casa voastră, să știți, stați liniștiți, dragii mei. Așa, asta au fost ceștile noastre, sper să fie pe înțeles. Așa, scumpii mei, acum am să vă arăt. Uitați-vă, eu am făcut una cu culoare galbenă. Culoarea galbenă nu prea se vede bine, de aia am făcut pentru voi cu culoare neagră. Acest talisman îl desenați așa cum am făcut eu, dragii mei, pe o hârtie albă. Desenați toate aceste rune pe acea hârtie. Împachetați acea hârtie și o puneți în casa voastră, undeva unde să nu o găsească nimeni. Înainte de după ce o desenezi, zici de 3 ori Tatăl nostru. De 3 ori citești Tatăl nostru. Apoi zici, cu acest talisman, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul îngerilor, Mihail, Gabriel, Rafael, de azi înainte să intre în casa mea liniște, pace, iubire, să am și eu fericire în casă, iarăși asta zici de 9 ori. De 3 ori Tatăl nostru, de 9 ori ziceți cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul îngerilor Mihail, Gabriel, Rafael, să intre în casa mea liniște, pace, iubire și stimă. După ce ziceți de 3 ori Tatăl nostru, de 9 ori aceste cuvinte, această hârtie o împachetez și o ascunzi undeva unde să nu vadă nimeni. O faceți cu carioca galbenă, dragii mei, să știți. Cu carioca galbenă, eu am făcut cu galbenă pentru că nu se vedea bine, de aia am făcut cu negru. Dar voi cu faceți cu culoare galbenă, cum am zis, culoarea galbenă atrage liniște, fericire și bucurie, să știți asta. Cum am zis, eu v-am scris cu negru ca să vedeți mai bine. Și faceți aceasta și puneți în casa voastră și cu timpul o să vedeți că pleacă toate scârbele de la voi, să știți asta. Așa, scumpii mei, asta a fost totul, ceștele noastre și talismanul pentru a avea fericire și bucurie în casa voastră. Să dea Domnul să fie totul bine, aveți grijă de voi, eu într-adevăr vă iubesc. Să dea Domnul cu ajutorul Domnului să vă pot ajuta cât de puțin de departe. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, vă doresc și o duminică frumoasă alături de cei dragi și dacă nu ești abonat, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fii la curent de toate videourile pe care le fac. Așa, ne întâlnim în următorul video, scumpii mei. Domnul să vă aibă în paza lui, aveți grijă de voi, la revedere!